Bună ziua, Daria! Bună ziua, Irina! Noi te auzim! Inima bate foarte tare la Cahul. Avem foarte mari emoții și vă mulțumim. Întreg Cahul vă salută împreună cu comunitatea de aici. Regiunea Cahul este regiunea în care își desfășoară activitatea proiectului UFOR Moldova Startup City Cahul, proiect care contribuie la consolidarea capacităților startup-urilor inovatoare în diverse sectoare și pregătirea lor pentru investiții. Încurajează parteneriatele pentru inovare în sectorul privat, sectorul public și instituțiile de învățământ. Promovează tehnologia și studierea disciplinilor STEM pentru ca IT-ul să devină mai atractiv tinerilor. Inițiativa este implementată de ATEC cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia. Timp de un an, în cadrul proiectului s-au implementat programe de antreprenoriat pentru studenți și tineri din sudul țării. Și astăzi alături o avem pe doamna Ilona Popovici, profesor în cadrul Universității din Cahul, care ne va povesti experiența sa în programul Startup Academy, desfășurat pentru universități. Bună ziua! Mulțumesc, Daria! Bună ziua tuturor participanților la Startup Moldova Summit! Eu mă numesc Popovici Ilona, sunt profesor a Universității de Stat Bogdan Petrecei-Hajdeu din Cahul. În perioada 23-24 august 2021, împreună cu colegii mei, am participat la o instruire cu privire la metodologia elaborării, implementării, dezvoltării și lansării unui startup. Această instruire e interesantă și productivă. Deci, în perioada acestei instruiri am fost instruit, am fost inițiați în toate etapele și nuanțele de metodologii de dezvoltare a startup-urilor. Ca urmare a instruirii date în planurile de studii a Universității de Stat Bogdan Petrecei-Hajdeu din Cahul a fost inclus ca disciplină la liberă alegere cursul Startup in IT, la care anul acesta au aplicat 31 de studenți. Sesiunile de studiu s-au desfășurat online două zile în săptămână, timp de 12 Una din aceste întâlniri se conectau cu business mentorii, iar la a doua întâlnire săptămânală se conectau cu profesorii universității pentru o sesiune de Q&A și odată la două săptămâni studenții se conectau pentru o sesiune de lucru cu trackerul. Consider că experiența pe care am acumulat-o în cadrul proiectului Startup Academy Uni va aduce foarte multe beneficii, deoarece ne va ajuta să schimbăm modul de gândire a viitoarei generații de antreprenori din sectorul IT. De asemenea, implementarea acestor programe în regiune, desigur că tot ne aduc foarte multe beneficii, deoarece ajută tinerii antreprenori să creeze idei noi, să lanseze multe produse inovative la Cahul, fapt ce dezvoltă și schimbă mentalitatea antreprenorilor din sectorul dat. Vă mulțumesc mult! Daria? Mersi, mersi foarte mult, doamna Ilona! Sper că ne auzim bine! Este bine, mersi. Ok, cred că super. Ne cerem scuze. La Cahul avem pentru prima oară așa ceva și toți avem emoții foarte mari. Vorbind despre schimbări, am o mare plăcere să vă prezint echipa care a trecut prin perioada de formare a programului Startup Academy și au elaborat o idee, un proiect de startup sub denumirea LucruDad, care va fi prezentată de Iulia Mândru. Iulia? Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Daria! Mă numesc Iulia și reprezint echipa LucruDad. Noi reprezentăm o idee de business care constă în a face legătura dintre studenți și companii.
respectiv. Ulterior vom vedea prezentarea pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră. Noi reprezentăm o idee de afaceri care constă în a face legătura dintre studenți și companii. Respectiv, problema identificată de noi reprezintă un acces limitat al tinerilor de a efectua practicile în companiile din localitatea în care învață. Altă problemă pe care noi am identificat-o rezultă din dificultatea de a se încadra în câmpul muncii a tinerilor din cauza lipsei de experiență și eventual insuficiență de aptitudini practice ale tinerilor specialiști. Ulterior vom prezenta soluția noastră. Soluția noastră de business constă în trei elemente. Primul element este un produs care reprezintă platforma educațională de instruire, atât pentru angajații întreprinderilor care se află în companiile înregistrate la noi în platformă și de asemenea a tinerilor specialiști care sunt în căutarea de un job. Al doilea element este serviciul pe care noi îl propunem și serviciul respectiv constă în recrutarea angajaților potriviți la locul potrivit și recrutarea tinerilor pentru a-i induce și a-i ajuta, stimula să se încadreze în câmpul muncii. Aceasta este problema. Soluția pe care am prezentat-o, produsul și două servicii. Am făcut o cercetare a companiilor. Respectiv, am intervievat 22 de companii, dintre care economico-financiare, juridice, comerciale, de stat și IT. Am identificat o pondere de 8% a tinerilor care sunt angajați fără experiență în aceste companii. De asemenea, aceste companii optează pentru un program full-time pentru tineri, oferă instruire atât la angajare cât și pe parcursul jobului și din aceasta am dedus o disponibilitate a întreprinderilor de a angaja tineri în jur de 70%. De asemenea, ulterior, noi am cercetat și studenții, tinerii, un eșantion de 16 persoane, care îl vom vedea în următorul slide. Putem vedea cele 8% și full-time pentru care optează întreprinderile și 70% disponibilitate. Am intervievat 16 persoane și am identificat o necesitate de a se încadra în câmpul muncii. În următorul slide vom vedea modelul nostru de business. Respectiv, noi suntem o platformă, creăm o platformă care se numește LucruDat, care efectuează interacțiunea și legătura dintre instituții de învățământ, studenți, tineri, capabili pentru a se angaja și întreprinderi. În următorul slide vom vizualiza plus valoarea. Noi oferim un design atractiv și ușor de utilizat. De asemenea, pe lângă companiile cu profit, vom prezenta tinerilor și companiile non-profit, astfel tinerii vor putea obține abilități practice în organizațiile non-guvernamentale. Pe lângă aceasta, atunci când compania va înregistra, se va înregistra pe platforma noastră, vor fi interogați referitor la practică, dacă acceptă sau nu, respectiv o informație foarte utilă pentru studenți. De asemenea, oferim o platformă de instruire, atât pentru angajați întreprinderilor care vor fi înregistrate, cât și pentru tinerii care sunt în căutare de un loc de muncă. Acest element este foarte important pentru a suplini insuficiența de aptitudini practice și teoretice a persoanelor interesate. Și nu în ultimul rând, noi selectăm candidații reprezentativi pentru jobul potrivit. În următorul slide vom vizualiza... În următorul slide putem vedea platforma noastră, un land page. Vom putea vorbi despre modelul de monetizare.
Modelul nostru de monetizare pe care l-am selectat se numește subscription, respectiv la elementul basic noi propunem între 5-6 candidați reprezentativi, la elementul pro oferim între 10 și 12 candidați, iar la ultimul element oferim mai mult de 12 candidați reprezentativi. Compania care va fi înregistrată la noi în platformă va putea vizualiza datele de contact ale persoanelor interesate și cu aptitudini necesare jobului respectiv. Ulterior vor putea să organizeze un interviu și datele vor fi actualizate permanent. Aceasta a fost modelul nostru de monetizare. Venitul în viitor apropiat estimat de echipa noastră este în jur de 5.900 de euro. Pentru piața țintă orașul Cahul avem un venit estimativ de 32.000 de euro, iar pentru toată Republica avem în jur de 4.500.000 de euro. Ulterior vom vedea un progres al veniturilor estimat de echipa noastră timp de 6 luni. În primele luni, în ultime 6 luni vrem să obținem un număr de cel puțin 50 de companii care îl putem vizualiza în următorul slide. Respectiv, din stat vrem să vă arătăm competitorii noștri care în urma unei cercetări a pieței i-am identificat cu echipa. De asemenea, vrem să penetrăm pe piața orașului Cahul din start. Ulterior, la un an, vrem să penetrăm și pe piața municipiului Chișinău, iar la 3 ani vrem să penetrăm pe piața Republicană, care o vom vedea în următoarele două slide-uri. Acestea sunt cele 6 luni estimate și predicted growth. De asemenea, cu echipa am identificat cheltuielile atât directe cât și indirecte și costul pentru prima lună am estimat ca fiind 2000 de euro, ulterior 200 de euro și 150 de euro. Ulterior putem vizualiza membrii echipei noastre. Sunt 7 membri ai echipei și vă prezentăm trackerul și coordonatorul nostru care ne-a susținut pe tot parcursul acestui program. Vă mulțumesc! Mersi, mersi mult, Iulia, ține poate dereglări tehnice, dar este ok când vorbim despre așa un eveniment major la nivel de țară. Următoarea echipă care doresc să o prezint, care tot a inițiat un startup în cadrul programelor de antreprenorat, este echipa Tint și va fi prezentată de către Daniela. Salut tuturor, mă numesc Daniela și în cadrul proiectelor organizate de antreprenoriat organizate în regiune de Cahul, ne-am gândit împreună cu echipa mea să dezvoltăm ideea de Tint, în care ajutăm tinerii din Republica Moldova să devină influencerii perfecți de care are nevoie Instagramul. Eu sunt micro-influencer deja de 2 ani de zile și problemele care m-am confruntat, pot spune, în fiecare zi, este faptul de cyberbullying și persoanele din jurul meu nu vedeau această profesie de a fi una destul de profitabilă și actuală la noi în Republică. De asemenea, încă o problemă a fost că eu nu puteam să gestionez emoțiile negative pe care le obțineam în urma unor comentarii. Făcând un sondaj, am observat că majoritatea tinerilor se confruntă cu aceleași probleme și cumva asta îi descurajează să devină mai buni și să creeze content în Instagram. De asemenea, noi venim cu o propunere către toți tinerii în vârstă de 15-30 de ani să participe la noi la evenimente și indiferent în care colț al țării nu s-ar afla, însă cel mai important să fie pasionați de Instagram. La evenimentele noastre, ei vor beneficia de instruiri în cadrul Instagramului. De asemenea, vor putea să învețe să devină influencer și vor obține suport pe toată perioada instruirilor. Vor avea suport pe toată perioada instruirilor. Cum poate vă întrebați cum puteți participa la noi la eveniment, este foarte simplu. În primul rând te înscrii, participi, realizezi temele pentru acasă și gata, felicitări, te poți considera deja influencer. Noi ne-am gândit ca în prima zi a evenimentului să fie absolut gratuită și tinerii noștri să obțină mai multe informații și deja să poată pleca acasă cu anumite informații privind Instagram-ul. Iar pentru a obține mai multe informații și pentru a evolua și a cunoaște mai mult despre Instagram, ei vor trebui să achite $5 și
pentru informații mai avansate, ei vor trebui să achite $10. De asemenea, cercetând piața noastră, am observat că avem doi mari concurenți, unul dintre ei fiind Influence.md și Tamazam School, însă noi pe lângă ei avem un sos secret. Și mai exact, noi vom organiza lecții de mentorat privind dezvoltare personală și tehnici de discurs improvizat. Iar asta îi va ajuta, desigur, ca tinerii noștri să fie cât mai originali și spontani în fața auditoriei sale. Însă, cel mai important lucru, evenimentele noastre vor fi offline și asta îi va ajuta ca noi, în cadrul evenimentelor noastre, să obținem o interacțiune mai specială între mentori și influenceri. De asemenea, noi ne-am gândit la un TAM și el ar fi în jur de 8 milioane de lei anual, iar pentru a ajunge la acest apogeu ne-am gândit la o strategie ce constă din 3 etape, iar etapele ar fi social media marketing, evenimentele de lansare live și colaborări cu influenceri populari. În echipa noastră vom mai avea nevoie, desigur, și de mentor experți în Instagram, în dezvoltare personală și tehnici de discurs improvizat. De asemenea, vom mai avea nevoie în echipa noastră și de un web designer. Ne-am gândit împreună cu echipa mea să lansăm evenimentele noastre live în anul 2022 în Republica Moldova, iar în 2024 deja pe plan internațional. Echipa noastră este formată din mine, Renza Daniela și colegul meu, Mihai Tădos, micromanager al companiei. Asta am fost noi și vă mulțumim! Daria? Mersi mult, Daniela! Mersi, wow, câte emoții la Cahul! Mersi! Doresc să menționez că regiunea Cahul este gazda comunității tehnologice, comunitate activă ce se reunește lunar pentru a identifica soluții de transformare digitală, astfel contribuind la dezvoltarea regiunii. Și astăzi alături îl avem pe Dumitru Moroz, care este un membru foarte activ a comunității tech din Cahul și fondatorul companiei Hora Design. Dumitru? Salut! Bună ziua, salut! Mulțumesc mult pentru invitație! Mersi că ai venit! Am două întrebări către tine. Care este tendința de dezvoltare și potențialul pe care îl are regiunea de a integra afaceri tehnologice? Așa, e o întrebare foarte bună, mulțumesc, pe care o pot să răspund din două puncte de vedere, fiind și om de afaceri, având afaceri mică în domeniul tot IT, și din punct de vedere a funcției mele de consilier municipal. Așa, ca un om de afaceri, eu vreau să spun că e foarte binevenit activitatea asta, nu din punct de vedere doar a dezvoltării, dar și a promovării domeniului IT. Cu părere de rău, la început am văzut o mare problemă de a explica mediul de afaceri, esența serviciilor noastre și mulțumim că ne-a ajutat să le difuzați unui public mai larg, dar din punct de vedere activității mele în calitate de consilier municipal, noi avem mai multe de spus și ele sunt foarte bune. În primul rând, noi acum suntem în dezbaterele bugetului local și vreau să vă spun că 40 de milioane de lei anual sunt generate de persoane fizice, de impozite a persoanelor fizice. Acum, dacă vorbim despre domeniul IT, noi știm că acest domeniu este desconcentrat și este detașat de geografie. Deci, noi, ca orice localitate în Moldova, avem o posibilitate de a le vinde serviciile astea și peste hotare. Deci, nu suntem conectate nici de putere de cumpărare locală, ceea ce înseamnă că, teoretic, având un serviciu, generând un serviciu calitativ, noi putem să generăm salariile locale de o mărime de 1000 de euro pe lună și mai mult, care nu este un salariu cosmic în acest domeniu, ca o consecință având și achitări de impozite locale a persoanelor fizice, care ar crește buget semnificativ. Un lucru important, ca să înțelegem și publicul larg să-l înțeleagă, suntem la început de cale, la începutul noi formăm comunitatea. Am văzut foarte bune semne de evenimente, de consolidări, am avut cafeaua tehnologică când noi ne întrunim și eu vreau să spun că în situația noastră de astăzi, având așa echipă și așa atenție pe acest subiect, noi putem să așteptăm la un succes. Mersi.
Mersi foarte mult, Dumitru. Mersi. Regiunea invită companiile IT să-și relocheze oficiile și echipele în Cahul. Și astăzi, alături de noi, avem directorul companiei Milav, domn Citlaș, compania exemplu care activează în Cahul, fiind cu sediu în țara vecină. Bună ziua, bine ați venit! Eu, cu tot respectul, o să spun domn Șandor, pentru a nu încurca familia. Domn Șandor, spuneți-ne, vă rog, care sunt avantajele oferite de regiunea antreprenorilor din domeniul IT și care este traiectoria activității dumneavoastră la Cahul? În 2013, când am început compania, am înființat compania, lucram dintr-un sat mic din România, de lângă un oraș asemănător ca mărime, ca Cahul, unde am lucrat cu colegi care nu vreau să meargă la orașe mai mari, la multinaționale, vreau să lucreze de acasă, din satul sau orașul lor natal. Deci am lucrat cu acest oameni și m-am gândit ca să ne extindem pentru forță de muncă și m-am uitat pe hartă și am văzut Cahulul, care este oraș asemănător cu Odrehoi Secuiesc, lângă care locuiesc eu. Și a fost interesant din punct de vedere geografic, pentru că este aproape de mine, cel mai apropiat oraș de locul meu, de unde locuiesc eu. Am văzut că este universitate, adică este profil de informatică. Am văzut că este colegiul unde iarăși învață elevii pentru a deveni programatori. Și din cauza asta am venit aici în speranța ca să găsesc oameni tineri care vor să lucreze de acasă din orașul lor natal. Când am venit aici, mi-a fost o surpriză foarte plăcută când am văzut infrastructura de internet care mergea foarte bine, mult peste așteptările mele. Asta a fost în 2016, de atunci s-a schimbat foarte mult în regiune și mă bucur ca să văd schimbarea asta. S-a înființat incubatorul de afaceri din Cahul, unde avem oficiul nostru și unde domnul Artur ne ajută foarte mult. Ne-am dat seama, adică ne-am întâlnit cu IT Parkul din Moldova, care iarăși este foarte benefic pentru companiile IT. S-a înființat Startup City Cahul, cu care colaborăm și dorim să colaborăm în continuare. Și este foarte important și digitalizarea orașului Cahul, care s-a început curând și să sperăm că o să avem rezultate foarte curând. Asta aș fi pentru ce am venit aici și ce am găsit aici de acum 5 ani. În continuare, noi dorim să colaborăm cu universitatea. În momentul de față avem angajat studenți la noi la firmă și dorim să mai angajăm studenți. Dorim să avem, să invităm elevii de la colegiu la practică la noi ca să învețe programare la noi, la firmă. Dorim să colaborăm, cum am spus, cu Startup City Cahul. Dorim să colaborăm cu Consiliul Local la digitalizarea, ca colegii noștri să participe activ la digitalizare, colegii noștri mai ales din Cahul, care lucrează aici. Și noi, în ultimul rând, dorim ca să extindem echipa aici în Cahul. Super! Mersi, mersi. Mulțumesc foarte mult, domn Șandor. Doamnelor și domnilor, dragă comunitate, Cahul dă dovadă că sunt antreprenori, inovatori și tineri care doresc să dezvolte regiunea. Pentru anul 2022, în regiunea Cahul, în cadrul proiectului EUFOR Moldova Startup City Cahul, se vor lansa programe de granturi pentru antreprenori din sfera ICT. Vom iniția parteneriate cu domeniul privat de relocare și rezidență în regiune și vom pune în valoare potențialul de inovație, integrarea soluțiilor și serviciilor electronice, digitale în domeniul precum turismul, logistica, agricultura și educația. Iar noi aici, de la Cahul, dorim să vă mulțumim pentru că ne urmăriți la moment și vă dorim o vizionare plăcută în continuare. De asemenea, emoții. Deci dorim să fiți cu ochii pe regiunea Cahul, care se dezvoltă foarte intens
și să ne urmăriți pe pagina de Facebook Startup City Cahul și pagina web startupcitycahul.md. Irina? Daria? V-am auzit, vă mulțumim foarte mult, au fost niște pitch-uri și prezentări de idei fenomenale și mă bucur foarte mult în sfârșit să vedem idei care vin din Cahul pentru Cahul. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim mult succes și suntem alături pentru a crea noi oportunități și programe.